Tânărul de 20 de ani închis pentru omor calificat nu avea nicio treabă cu conflictul celor doi colegi de celulă care au ajuns să se ia la bătaie și a căzut la mijloc între ei. Unul dintre joburi i s-a înfipt în fesa dreaptă și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Prezenta o plagă la nivelul regiunii fesiere drepte, declarat că a fost victima unei agresiuni. Alți doi deținuți au ajuns la unitatea de primire a urgențelor după ce au înghițit mai multe medicamente. Unul dintre ei urma să fie transferat la un alt penitenciar din țară și nu îl încânta ideea, așa că a înghițit toate medicamentele pe care le avea. Bărbatul are mai multe afecțiuni, iar pastilele erau prescrise de medici specialiști. Intoxicații voluntare, medicamentoase, în general cu medicație antiepileptică și sedativă, beneficia de măsuri de epurare a toxicului, suport al funcțiilor vitale, fiind redirijați în cursul dimineții către infirmăria penitenciarului. Tuturor celor în cauză li s-a întocmit rapoarte de incident și despre aceste evenimente fiind informată atât conducerea unității, atât conducerea Administrației Naționale a Penitenciarilor, cât și judecătorul delegat. Cei trei deținuți au primit îngrijirile de specialitate și au stat sub supravegherea medicilor timp de câteva ore, după care au fost transferați înapoi la infirmeria penitenciarului.